ai o mulțime de alte motive să nu fii integral fericit. Aș spune mai întâi că trebuie să ne ferim să identificăm succesul cu fericire. Salut, sunt Otto de la Miere TV și astăzi vreau să vă arăt cum arată 3 mese dintr-o zi. Haideți să începem, să nu mai lungim acest video. Haideți să desfacem și aerul ăsta, să facem un taste test, să vedem ce gustare. Nu prea am mâncat astăzi, așa că... Câte ceasul? 6:30 seara, nu prea am mâncat astăzi mai nimic. Super, e foarte, foarte bun. E un lapte foarte, foarte lung, așa. Subțire, negros. Și niște rondele din astea. Chiar mi-e foame. Vorbele le fac mai târziu, la cuptor. Tonul probabil că o să mănânc mâine. Mănânc un măr două. Niște miere. Asta e sec. Da. Trebuie să mănânc. Aici avem pulpele, tocmai scoase de la cuptor și cu ciuperci. Avem 700 de grame de pulpe și 700 de grame de ciuperci. Inițial erau foarte, foarte mari ciupercile. Acum s-au strâns destul de mult. Avem aici 3 pulpe și 700 grame de ciuperci, tocmai scoase de la cuptor, pe care le voi mânca cu ardei iute. Aici câteva ardei și chefir. O masă foarte bogată în proteine, cu puține calorii. Pulpele au făcut o crustă crocantă. S-a scurs toată grăsimea din ele. Ia auziți. Și voi mânca toată această masă fără pâine. Și vă recomand și vouă, dacă vreți să mâncați ceva bun și slab în calorii, să crească brațul mare, să duceți la sală. Am avut azi un antrenament super tare la brațe. E excelentă. Mânca cu miere și cu ovăz expandat. Cam asta e unul dintre deserturile mele. Nucă cu miere și cu ovăz. Are destul de multe calorii, de aceea trebuie consumat cu măsură și în cantități relativ mici. Produsul acesta este făcut de mine și de părinții mei, dar vă puteți face singuri acasă, nu vă trebuie decât miere. Acesta este cu miere salcâm, voi puteți folosi ce miere doriți voi, mierea voastră favorită. Puneți nuci, borcan, adăugați miere și este foarte, foarte bun. Vă recomand când simțiți nevoia de dulce. 2-3 lingurițe, o să vedeți că o să vă satisfacă nevoia de dulce, după aia beți multă apă, pentru că mierea cere apă și vă veți simți sătui și nu veți mai avea nici poftă de dulce. Mierea este și laxativă, are și mai puține calorii decât ciocolata și vă recomand din suflet mierea. Nu trebuie să o luați de la mine, trebuie să o luați de oriunde vreți voi, nu mai consumați, pentru că este foarte, foarte benefică și pentru sănătate. Previne și tratează peste 10-20 de boli. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să lăsați un like, un comentariu și nu uitați să faceți sport, să mâncați sănătos. Sper că v-am inspirat cu câteva mese sănătoase. Eu am fost Otto, până data viitoare, ciao!